Simona Radiș și Mugurel Semciuc, sportivii care au strălucit la Jocurile Olimpice alături de antrenorilor Iulia și George Bulie, au fost premiați în cadrul galei Botoșaniul premiază excelența. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Botoșani în parteneriat cu Primăria Municipiului Botoșani și pe lângă premiile în bani, sportivii și antrenorii lor au devenit și cetățeni de onoare ai orașului. Ceremonia a fost organizată la Ipotești, pe insula din mijlocul lacului Cunuferi, unde a fost ridicată o scenă pe care a urcat și Elisabeta Lipa, președintele Federației Române de Canotaj și multipla medaliată la Jocurile Olimpice. Vreau să le mulțumesc oamenilor dragi care au ajutat la drumul meu, au contribuit la drumul meu în acest sport, în canotaj, drumul care m-a dus la acest rezultat de campioană olimpică. Mulțumesc, în primul rând, domnului Semciuc Victor pentru îndrumarea în acest sport. Mulțumesc domnilor antrenori George și Iulia Bulie pentru sprijinul acordat în 4 ani de juniorat la Clubul Botoșani. Mulțumesc și Federației Române de Canotaj, staffului medical, staffului tehnic pentru tot sprijinul acordat pentru această medalie muncită. De aceeași onoare s-au bucurat și antrenorii lor George și Iulia Bulie, precum și Ioana Safte, antrenorul de lupte greco-romane, care l-a descoperit și format pe luptătorul Alin Alexuc. Vă mulțumesc pentru că apreciați munca, răsplătiți valorile pentru că Botoșaniul a dat de-a lungul anilor mari nume, nu numai în canotaj, și în general în sportul românesc. De aici au plecat mulți campioni olimpici. Asta înseamnă că avem un județ care are talent, un județ care are nevoie de susținere. În cadrul aceluiași eveniment au primit diplome de excelență toți sportivii din Botoșani care au reprezentat România la Jocurile Olimpice, dar și antrenorii care i-au format.